Dragi consilieri, declar ședința deschisă privind, deci avem aici dispoziția privind convocarea Consiliului Local în ședință publică ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 14. Așa. Deci din 13 consilieri avem unul absent și 3 consilieri avem online. Avem un invitat, șeful de ocol, și din câte văd avem și colindătorii care vin să ne colinde. Așa că, două primare, dacă îmi permiteți, o să ascultăm prima dată colindele și pe urmă să ne continuăm ședința. Da, înțeles. Sunteți de acord, domnule consilier, nu? Da, da. Azi de tot să se închine, azi de tot să se închine, Dumnezeu cel întreime, Dumnezeu cel întreime. Veniți toți să dăm mărire lui Hristos, ce lume vine. Fiind unul între fețe, fiind unul între fețe, s-a întrupat ca să ne învețe, s-a întrupat ca să ne învețe. Veniți o să dăm mărire lui Hristos, ce lume bine. S-a întrupat să ne vestească, s-a întrupat să ne vestească legea nouă creștinească, legea nouă creștinească. Lui Hristos, ce lume vine. Pruncăiesle a venit, pruncăiesle a venit, și pe cruce s-a suit, și pe cruce s-a suit. Veniți o să dăm mărire lui Hristos, ce lume vine. Să ridic osândă, să ridice din osândă firea noastră cea căzută, firea noastră cea căzută. Veniți o să dăm mărire lui Hristos, ce lume vine. Să noiască toată firea, să noiască toată firea, să ne aducă mântuirea, să ne aducă mântuirea. Veniți o să dăm mărire lui Hristos, ce lume vine. Slavă fie nesfârșită, slavă fie nesfârșită, treimii blagoslovite, treimii blagoslovite. Veniți o să dăm mărire lui Dumnezeu întreime. Sus la Rusalim cetate, miază noaptea lumii bate, să se nască iesle jos Domnul domnilor Hristos. Să se nască iesle jos Domnul domnilor Hristos. Și în iestea lui Crăciun, unde fânul cald și bun, și-a de ea cu veșnicia Maica Maicilor Maria. Și-a de ea cu veșnicia Maica Maicilor Maria. Viflaieme dor drumeț, ți-e lumina ca un jert, iară magii
steaua după ei. Iară magii câte ștrei vin cu steaua după ei. Sus la Rusalim cetate, miază noaptea lumii bate. Ca să vie cât ilic, miază ziua lui Amin. Ca să vie cât ilic, miază ziua lui Amin. Oaspeți cu azur în gene și zăpadă pe opinci, se iviră la fereastră cu colinde și tilinci. Cântec legănar și fraged în floriri de ghiocei, umbre mari țineau isonul albăstrin pe după ei. Se păreau că-n zon de aripi și miros de tămâie, în colindă mi se îngână pui de om cu pui de cer. Și cântară și urară și plecară ca un dor, strălucea un puf de îngeri risipit pe urma lor. Și era o pace albă ca nisoarea și era o sfială ce din stele până-n inim tremura. Bacile pădară grija, astăzi lupii țin ajun, porumbeii nu visează, vânde uliu căpcăun. Și zăbozii și dulăii să mai lărmuie sete, boii rumegă cu botul iesrea de la Betlehem. Fămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ, sus în leagă-n prins de stele gângurește pruncul sfânt. Sus îl leagă prins de stele, gângurește pruncul sfânt. Asta-i casa, asta-i casa cea frumoasă, florile d'albe cu icoane luminoase, florile d'albe. Florile la oblace busuiace, florile d'albe la oblace busuiace, florile d'albe. Păstă masă cruce trasă, florile d'albe, păstă pat cruce de brad, florile d'albe. Iar la masă cine șede, florile d'albe, șede gazda cea frumoasă, florile d'albe. De vin în mână, florile d'albe, la câți vin la toți se închină, florile. Și cea mână busuioc cu florile d'albe, să aibă gazda noroc cu florile d'albe. Și cea mână busuioc cu florile d'albe, să aibă gazda noroc cu florile d'albe. Ce ce ne-ați primit în casă, într-un mulți ani fericiți. Ce ce ne-ați primit în casă, într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Ce ce ați pus vinul pe masă, într-un mulți ani fericiți. Ce ce-ați spus, mâncări gustoase, într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Și la anul vom veni, într-un mulți ani fericiți.
fericiți. Tot așa voi o să fim într-un mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La anul și la mulți ani! Mulțumim foarte frumos de colinde. Mulțumim că și anul acesta ați venit și ne-ați colindat și cum ați și cântat, vă primim și la anul. Mulțumim și noi pentru colinde și pentru faptul că ne-ați primit. Și noi, Țestrea Chimeșan a Liceului Tehnologic Făget, vă urăm sărbători în bucurie și să dea Dumnezeu și la anul tot așa. Voi să vă găsim și să ne întâlnim. Mulțumim frumos! Bucurie, Doamne ajută! Mulțumim frumos! Mai spuneți odată! Mijlocul caprei! Da. Cei mai mici de-a cincea, cei de-a cincea și i-am văzut să punem fața la mudeța, fața țara ea să vede unde lucruri nu te teme. Fața chiar că prințoța, că tu mâna pe nu iau și nu iau ai de cineș, hai să știi că nu țărești. Fața țara că prințoța, nu te da, nu te lăsa. Că de când te-am cumpărat, un necas tu mi-ai mai dat. Și cerul mereu la fum, m-ai făcut un moș bătrân. Ța-ța-ța, căprițo-ța, ța-ța-ța la munteța. Dar de când te-ai liniștit, până încălutează. Pușca la ochi a luat și pe tine te-am pușcat. Ce-am greșit? Capra de mi-ai omorât. M-ai lăsat un om sărac, fără capră ce mă fac? Capra noastră dădea lapte și mâncam noi doi cât șapte. Ei, bre, babă, tu ce zici? La vară mâncăm muzici? Încotro să o apucăm. N-avem ce să mai mâncăm. Capra noastră dădea lapte și mâncam noi doi cât șapte. Puteți plânge cât ați vrea, ce-a cântat în iarba mea. Hai, grăbiți-vă acum și vă căutați de drum. Ce vă târguiți așa? Vi s-a întâmplat ceva? Mi-a ucis capra aici și am rămas oameni calici. Bucurați-vă îndată, eu vă cumpăr așa moată, că sunt negustor de piept și-mi trebuie blana ei. Spuneți câți le vreți pe ea și-mi caut de treaba mea. 2000 de lei să-mi dai și o baniță de mălai. Cer prea mult! Eu îți dau 1000 de lei și o baniță de mălai. Cer un doctor meșter mare să-mi pună capra în picioare. Eu sunt doctor cu renume, vreți un bine de la mine? Da, domn doctor, să pui capra în picioare, că eu nu pot ști ce are. Și ceea ce să-mi spui îndată, că eu nu sunt rău de plată. Să vedem ce are capra, că apoi îți spun e plata. Capra nu e moartă, ci e leșinată. Ce vrei capră? Apă, stai și așteaptă. Pâine, n-am la mine. Bomboane, nu ți-e foame. Poate vrei un RTV, îți dau câte vrei. Ca poate vrei un țar. Am tot plâns și-am tot doftat, dar căprița s-a îndreptat. Țar, 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 căprița, țar, joacă și nu te muia. Nu te-a nina de podele, că rămâi pe mai cornele. Țar, 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 căprița, anul nou cu noroc și vin mult în polovoc. Și la anul când venim, mai bogat să vă găsim. La anul și la mulți ani! Mulțumim foarte frumos de... Felicitări! Mulțumim și noi și după cum vedeți am venit cu micul mare să vă colindăm anul acesta și să vă mulțumim pentru întregul sprijin pe care l-ați acordat Liceului Tehnologic Făget. Sperăm și în anul viitor la o la fel de fructuoasă colaborare și vă dorim să fiți sănătoși dumneavoastră și familiile dumneavoastră, să ne primiți și la anul și la mulți, mulți ani. Toate cele bune, un an nou fericit și sărbători liniștite. Cine? Stați un pic, stați un pic.
Cine e bancherul din echipă, prima echipă care a venit? De obicei, cine dă somn? N-a fost atent. A doua secundă. Dar înțeleg că sunteți separat, adică eu am trei. Ei juniorii de-a cincea și ei sunt pe a... Ei sunt viitorii primari și consilieri. Mulțumim, mulțumim și noi, Doamne ajută. Viitorul comun. Da, da. Hai, vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Sănătoși, fericite. Mulțumim frumos. Să reluăm ședința. Așa. În primul rând, să supunem la vot procesul verbal din ședința trecută. Cine este pentru? În unanimitate. Așa, și începem cu proiectele de pe ordinea de zi. Deci aprobarea procesului verbal a fost primul punct, al doilea punct. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului Comunei Ghimeș-Făget, numărul 341 din 13 a 12 a 2021, privind rectificarea bugetului local al Comunei Ghimeș-Făget pe trimestrul al patrulea, al anului, din anul 2021. Eu avizează Comisia 3. Deci avem avize la Comisie, le avem. Spune domnul primar aici despre ce e vorba, dacă ne puteți să... Aici era vorba, era o decizie urgentă care am primit niște bani, adică am primit școlile pentru burse și trebuia să facem, eu având în vedere, știți foarte bine, am fost în concediu și atunci trebuia să facem o dispoziție în care să primească bani și acum facem cu rectificarea dispoziția respectivă. Despre asta este vorba. Am înțeles. Discuții, domnule consilier, dacă aveți referitor la... Nu. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Să văd din acel. Egal. Acum am prelucat un pic, domnule președinte, dacă se poate, deci, că a venit alți colindători. Deci ce, da. Suntem pentru, în anumitate, și mai avem un grup de colindători. Haideți înăuntru!
Köszönjük szépen! Köszönjük nagyon szépen, hogy ilyen felkerestetek, jövőben is szeretettel várunk. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, minden gyermeknek, minden pedagógusnak, hogy felkészítették erre a szép megoldásra, és boldog új évet kívánok mindenkinek, hogyha nem találkozunk. Szép karácsonyt, legyetek ügyesek, hogy hozzon valamit az angyal. Köszönjük szépen, és köszönjük az évi támogatást a tanácsnak. Deci am trecut proiectul numărul 2, trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 10 metri cub de lemn de foc către centrul de permanență Runca de Sus. Aici este vorba ca și anul trecut și acum 2 ani de zile am început să acordăm un ajutor de lemn de foc, având în vedere că mulți umblă de aici, din comuna noastră, la centrul de permanență de la Runca de Sus. Dacă putem să-l ajutăm, atunci am zis că facem un proiect de hotărâre pentru a susține încălzirea pe timp de iarnă acolo, dacă se poate. Deci, dacă cineva vrea să comenteze sau să discute de pe... Are cineva ceva de spus? Dacă, deci aici și domnul șef de acolo înseamnă că... Cred că se poate rezolva, nu? Bineînțeles. Se poate rezolva. Bine. Să spun cine este pentru. Împotrivă, abțineri, în unanimitate. Deci cred că am sărit un... Nu am sărit. Nu, mai departe. Deci suntem la proiectul numărul 4. Asta e cu domnul de fapt. Proiect de hotărâre numărul 5, cred că. Da. Privind stabilirea salariilor de bază pentru salariații serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Ghimeș-Făget, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Domnul primar, aici dacă ne puteți spune despre ce e vorba? Aici este vorba că anul trecut, când am preluat mandatul, am fost chemat la NRSC la Botoșan și ne-au zis că funcționăm ilegal. Ca serviciu de apă, nu am avut serviciu de apă înființată. Anul acesta am făcut o investiție majoră la sistemul de apă. Pot să zic, cu ajutorul Dumnezeu, avem toate autorizările și toate cerințele care sunt nevoie, adică avem nevoie de a funcționa sistemul de apă, dar suntem obligați prin lege să facem și un serviciu public de apă sau, dacă nu, să predăm undeva. Noi am făcut, am studiat piața, dar de primit nu prea vrea să primească nimeni, așa că ne-am hotărât noi să facem un serviciu de apă și pe hotărârea respectivă trebuie să și votăm salariile de bază. Bineînțeles. Dacă nu facem treaba asta și de la 1 ianuarie sau februarie până când o să putem să dăm drumul la serviciul ăsta, suntem într-o situație că o să primim, adică eu, primăria, o să primească undeva o amendă de la 35.000 de lei până la 50.000 de lei. Și ar trebui să depășim treaba asta și avem nevoie de o grilă de salarizare. Salariile... Permiteți aici să dau o citire. Da, da. Deci avem aici un grafic. Da. Serviciu. Da. Deci e salariul de bază. Da.
2550. Asta e minimul conform HG. Așa. Da. Da, păi asta am zis. Deci salariul de bază care le-a spus. Da. Așa, deci șef serviciu, am zis. Muncitor calificat 2550. Înmulțit cu coeficienții ăștia. Și ăsta e salariul brut. Salariul brut. Adică deci salariul brut vine 4590 la șef serviciu. La muncitor calificat 4539. Deci aveți și iar avem două posturi de muncitor calificat, deci da. Așa, deci 3749. Da. Și la așa. Și la contabil 4080. Da. Nu am pus salariu minim, că nu avem cum să facem cu salariu minim, cât de cât decent. Acum momentan după o să vedem la anul cum o să fie. O să angajăm și deja a fost scos postul la concurs și avem omul, a făcut, dar nu putem să angajăm până ce nu facem toate demersurile și toate actele să fie în legalitate. O să fie angajat o singură persoană, că momentan nu avem atâta încasări ca să putem să susținem 2, 3, 4, 5 muncitori. N-avem cum. Atâta nu încasăm de la populație ca să putem să întreținem 2, 3, 4 persoane. Deci încercăm cu un șef care o să fie muncitor, dar asta e denumirea, asta e, n-avem ce să facem, că așa e organigrama. Încercăm cu un om sau maxim două și contabilitatea încercăm să facem prin primărie, să vedem cum reușim. Despre asta este vorba. Domnule consilier, dacă aveți ceva de spus la capitolul ăsta cu APA, cu înființarea serviciului? Deci a spus că nu sunt probleme. Deocamdată cum stăm cu bazinele? Bazinele sunt puse la punct, funcționează, sistem de clorizare funcționează, apa avem, slavă Domnului avem, dar momentan avem pierderi imense pe rețea. Și n-ați reușit să găsiți? Și am găsit, acum am chemat o echipă de la Harvischuk, cu detector, am găsit în două locuri, am reparat-o, dar mai trebuie să lucrăm la el. În zona Făgetului, aici, cum mergem spre haltă, acolo sunt probleme mari. La primăvară trebuie schimbat toate țevile care erau în ulițele băgate, erau băgate cu o presiune, adică țeava de o presiune de 6 bar, care nu rezistă. Trebuie schimbate, trebuie în loc de 32, au fost băgate țevi de 32 la kilometri întregi, acolo trebuie schimbat și să băgăm minim 62 sau de 10. Avem de lucru mult totuși. Încercăm. Momentan avem apă, sunt bazinele pline, dar vă dați seama, pe noapte avem o pierdere de la ora 10 până la dimineață la ora 5, avem o pierdere, un consum de 80 de metri cubi pe noapte. Unde nu putem să avem atâta, nu avem voie. De exemplu, am încercat acum, putem să oprim în fiecare sector, că sunt bune vanele. Pe jumătate din comună am oprit-o și n-am avut 3 metri cub de consum. Adică problema de la gura Tărhăușului, să zicem, în sus avem problemă. Și n-avem problemă nici pe Bolovăniș, adică Bolovănișul, dacă închidem aici jos în gura Bolovănișului, nu avem pierdere, avem o pierdere un metru cub jumătate, dar asta e ceva normal. Dar pe restul avem pierderi imense. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Toată lumea în unanimitate. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 100.000 lei serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Ghimeș-Făget. Deci înțeleg că serviciul ăsta trebuie susținut. Trebuie susținut. Bineînțeles, dăm un împrumut. Care treaba? Acum, având în vedere și iarna, în ianuarie, trebuie să pornim. Nu o să avem din ce să dăm conta pentru contabilitate și nu o să avem din ce să plătim salariul. Până ce nu facem, iarăși din nou, trebuie să facem toate contractele noi, adică schimbăm contractele, adică o să fie între serviciul public de apă și cetățean, trebuie mers la fiecare cetățean, citit contorul, incasați banii, până atunci, 3, 4, 5, 6 luni de zile, nu o să aibă de unde să ia salariul dacă nu-l ajutăm.
Și atunci ne-am gândit în felul ăsta să împrumutăm până la sfârșitul anului, la sfârșitul anului să sperăm că poate să ne dea înapoi banii. Adică e obligatoriu să ne dea înapoi banii. Deci 100 de lei. Da. Am înțeles. Asta ar însemna că trebuie să avem în casă ca să vă poate da banii. Corect, da. E singura sursă de... De venit. Deci eu sunt casărări. Da. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, deci unanimitate. Așa. Acum am ajuns la diverse, nu mai aveam... Nu. Da? Și din câte văd eu, pregătire... Nu știu, a pus cu... Rectificarea. Și-a mai rectificarea? Da. Da, rectificarea care am primit-o acum niște bani așa. Ieri la bine. Da. Așa, deci avem aici, deci avem încă un punct pe ordinea de zi, cum ar veni atunci, nu? Da, deci privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a listei de investiții. Da, aici este vorba, pot să vă zic, acum era la sfârșit de an și am primit niște bani din fondul de rezervă al guvernului, am primit pe total 345.000 de lei, pe care trebuia să împărțim la cheltuieli curente. Și am împărțit la obiecte de inventar, dacă trebuie să luăm și trebuie să luăm niște aparate de laptopuri, aparate, mașini care ne trebuie, care necesită. Trebuie să punem, am pus la gunoi, să plătim gunoiul până la sfârșitul anului 80.000 de lei. Din banii ăștia 345.000 de lei punem aia 100.000 împrumutul. Și așa mai departe. Unde mai erau niște colerări ca să închidem toate conturile, adică să nu intrăm în datorie pe anul viitor, adică să fie achitat toate facturile, sistemul de iluminat public chiar acum a venit și a prins bani, a venit o factură de 17.800 de lei, vă dați seama. Și atunci am pus pe capitole, pe fiecare capitol, cheltuieri curente. Nu am pus la investiții, am pus la cheltuieri curente ca să putem să ne închidem și să nu avem datorii. Dar la curent există o problemă sau s-a majorat, e mai mare factura acum? Da, am cumpărat și blițul, dar acolo era prins bani de la începutul anului. Am plătit-o, da, acum am făcut tranzacția cu blițul de la BRD, am preluat acolo, cred să băgăm serviciul de apă. 15.000 de lei ne-a costat, am fost la notar și acum suntem în demarare, chiar mâine o să achităm ca să fie... După aia, așa am înțeles că BRD o să ne... plătească chiria acolo, că ține automatul, cât o să fie, 50 de euro, 60 de euro pe lună, și el are un venit pentru comună. Am înțeles. Domnul consilier, ceva discuții la capitolul ăsta? Supunem la vot, atunci. Cine este de acord cu rectificarea? Toată lumea pentru, abțineri, împotrivă, nu. Trecem la diverse. La diverse avem un invitat. Domnul șef de ocol, Martian Simion. Și dânsul să vedem care e doleanța dânsului care vrea să ne... Bună ziua, domnule primar, mandat consiliu. Vă mulțumesc pentru faptul că ați dat cursul citerii mele de a fi prezent la ședința din această zi. Sunt două aspecte pe care vreau să le aduc în discuție. Și din postura de cetățean al comunei, cât și din cea de șef de ocol. Primul lucru, voiam să vă întreb dacă, în cadrul lucrărilor care se fac, reparațiile care se fac la drumul peste Roniaș, la porțiunea asfaltată a drumului de pe Bolovăniș, dacă suprinsă și reparația șanțurilor betonate din zona locuințelor. Pentru că multe locuri, betonul se sfărâmă, pavajul e surpat și șanțul efectiv nu mai funcționează ca pentru a drena apa pluvială. Deci vă referiți la lucrări până ajunge la Oraniaș. Da. Până ajunge la Oraniaș unde se lucrează. Cu proiectul respectiv am făcut un proiect semnic, cât mi-a permis și să facem lucrări în felul următor. Unde era cel mai grav? Și atunci am prins un proiect cu 400 și ceva de mii de lei, ceea ce înseamnă 400,
Adică ce lucrări putem să facem în 400 și ceva de mii de lei? Avem acolo la Oroneș, unde era surpat asfaltul. În curbă era surpat asfaltul. În, cum ieși din pădure, era surpat asfaltul. Am prins toate, am prins plombe de vreo 2000 de metri pătrați ca să încercă drenaj încă vreo 300 de metri. Șanțuri am prins vreo 400 de metri, dar mai mult anul acesta nu am putut să prindem pe reparații, că n-am avut cum. Sunt niște reguli, sunt niște legi care prevede. Pe reparații de drum, pe un an pot să prinzi atâta. Noi am încercat, am prins, bineînțeles nu este terminat și am zis că au vrut, dar la o discuție am rămas că oprim lucrările și pornim primăvara că o să țină mai mult și la primăvară o să vedem. Dacă la anul, dacă putem să prindem ceva, atunci venim și în jos și în sus, peste tot. Că dacă nu intervenim, atunci în 2-3 ani o să fie praf drumul respectiv. Da. Am înțeles, mulțumesc. Vreau și al doilea lucru pe care vreau să discutăm, problema lemnului de foc și organizarea acestuia pentru anul viitor. Am făcut repetate solicitări scrise către Consiliul Local pentru a se discuta acest lucru. Și până în momentul de față nu s-a adus în discuție și e necesar ca la această masă să discutăm despre modul în care ne dorim să asigurăm lemnul de foc în anul 2021. Anul 2021 a fost cum a fost, cu toate problemele pe care posibil le știți. În același timp am și făcut niște livrări, vi le prezint dacă doriți. În schimb, pentru anul 2022, trebuie să ne gândim la faptul că resursa e limitată. Da? Deci, din pădurea comunei, cele 7000 de hectare, într-un an de zile, într-un an normal de zile, deci nu în condițiile actuale în care e un surplus de masă lemnoasă, putem scoate din pădure 20-25.000 de metri cubi, brut. Da? În care avem și lemn lucru și lemn de foc. Lemn de foc, nu știu, un procent de 30% sau cât o fi. Dacă nu greșesc, asta e o estimare a mea, la nivelul comunei, cred că sunt 2000 de coșuri de foc. Ați hotărât la începutul anului 10 metri cubi pentru fiecare gospodărie. Ceea ce e un calcul simplu, 2000 cu 10 și 10 metri cubi, recunoaștem cu toții că nu e, să zicem, nici suficient, poate. Deci 10 metri cubi cu 2000 de locuințe, sunt deja 20.000 de metri cubi. Și asta e clar faptul că nu vom fiind posibilitatea în postura în care să putem asigura toate cererile. Din acest punct de vedere, mă gândeam că poate ar fi necesar să avem o prioritizare a persoanelor care sunt vulnerabile, în situații dificile, în vârstă, singure, care să primească cu prioritate lemnele de foc. În același timp, sunt persoane, multe persoane care au în proprietate teren cu vegetație forestieră, că e fond forestier, că e fâneață pășune, de unde își poate procura o cantitate de lemn de foc. Și tocmai lucrul ăsta aș vrea să-l discutăm, sau orice altă idee pe care aveți dumneavoastră și o considerați potrivită, discuția asta mi-am propus să o avem, ca să știm cum plecăm la drum. Pentru că deja vin oameni la Ocolul Silvic, se interesează, pun întrebări pentru anul viitor. În momentul de față, pe liste, sunt 955 de CNP-uri. Da? Deci 955 de CNP-uri spun CNP-uri, pentru că, conform regulamentului de vânzare a masei lemnoase, cât și conform hotărârii Consiliului Local din primăvară, exista limita de 10 metri cubi pe gospodărie. Numai că eu sunt în postura în care nu am cum să mă asigur că chiar servesc gospodăria și nu fiecare persoană în parte. Au fost cazuri unde am știut, am scos de pe listă unde s-au înscris persoane în aceeași familie, au fost persoane care s-au înscris de 3-4 ori, iarăși le-am scos de pe listă, dar au rămas 955 de CNP-uri. Din cele 955 am servit 512. Anul ăsta s-au livrat 5.287 de metri cubi, 2000 în primăvară și 3250 în toamna anului.
Apropo, până la 20.000 de metri, cum a zis domnul, noi avem, da, mai avem și prevederea cu domiciliului care, care ne obligă, ne obligă ca din 2023 cel puțin 50% din masele noastre pe care o scoatem să fie scoasă sub formă fasonat, adică ceea ce facem noi acum, contractăm exploatarea de forestieră, se scoate la drum auto, noi facem sortarea și de acolo să se vândă lemnul. Ei, deci vă rog să, să discutăm lucrul acesta și să vedem cum ne organizăm. Domnul președinte, pot să iau cuvântul? Da. Având în vedere, domnul șef de ocolă, ați avut dreptate, ați trimis două solicitări în ceea ce privește asta, dar ați mai trimis mai multe solicitări pe la care nu am dat răspuns și vă zic și de ce nu am dat răspuns. De aia că dacă nu se putea discuta normal, am zis că o să discutăm în ianuarie, mai ales că acum vin sărbătorile și nu am vrut să fie o ceartă, că știm despre ce vorbim. Și mai ales dacă ați început cu discuția cu lemnul de foc la persoane fizice. Da, ați avut dreptate, 20.000 de metri cub, atâta e posibilitatea, dar având în vedere ce avem noi în păduri, putem să avem și 40.000 și 50.000 și cât putem să avem, numai să scoatem. Asta e problema principală, că nu am scos-o. Singura problemă asta. Cealaltă chestiune, cealaltă problemă pe care văd și care, într-adevăr, din care a ieșit niște cercuri, niște probleme. Aveți dreptate. Nu putem să dăm la 2200 de coșuri cu 10 metri sau 20 de metri. Nu, aveți dreptate. Discutăm și o să dăm 5 metri dacă putem. Dacă nu putem, ne cerem scuze și nu o să dăm nimica. Bineînțeles. Singura problemă cu lemnul de foc și cu familia și cu cetățenii, am zis că am sărit lista. Aici sunt probleme. Nu s-a respectat. După informațiile noastre, bineînțeles, poate aveți dumneavoastră dreptate și nu s-a sărit, dar și în momentul de față sunt probleme acolo. Din cauza ăla a ieșit cerurile și din cauza ăla nu am dat curs la dumneavoastră ca răspuns. Am zis că nu vreau să avem la sfârșit de an probleme, o să ne băgăm la masă și la discuție din ianuarie. Și în ianuarie ne certăm și atâta ne certăm până când ieșim cu o soluție pe ușă. Nu cred că e cazul. Înțelegeți? Adică, no. Și atunci eu am înțeles. Da, sunt într-adevăr 2200 de coșuri. Da, cu 5 metri vine 10.000 de metri cubi. Nu? Sau 11.000 de metri cubi. Eu am o părere. După aia fiecare consilier poate să zică părerea lui. Și în continuare, dacă o să mai există ocolul ăsta sau o să mai avem posibilitatea de 20.000 sau 22.000 de metri cubi anual, eu, părerea mea, și cum a zis și noastră, că legea prevede că din 2023 trebuie 50% și din 2025 100% exploatat pe cont propriu, indiferent de unde luăm noi banii, dacă luăm de la cetățenii banii, nu cred că este o problemă. Și firma se descurcă din altă parte. Adică pentru noi, prima dată trebuie să fie important cetățeanul care stă aici. Ca cetățeanul să meargă la Suceava să cumpere lemn de foc, nu este la locul lui. Dacă noi hotărâm treaba asta la nivel de Consiliu Local și la nivel de CEA, atunci așa o să facem. Dacă decide Consiliul Local că nu dăm la cetățeni niciun metru cub, dăm numai la firmă și la licitații, așa o să facem. Eu stau în fața Consiliului Local, ce o să decidă Consiliul Local, ăla o să fac. În rest, nimic. Dacă îmi permite, domnul primar, da, să spun și eu părerea. Adică nu. Adică, dacă domnul consilier, dacă mai aveți să spuneți ceva? Nu, continuați dumneavoastră. Acum, la capitolul ăsta, putem să spunem că, neavând experiență, și n-am știut cum se va ajunge și câte cereri vor fi, adevărul e că și noi am greșit, ca și proprietar. Adică, am dat drumul ca să depună oricine, adică a fost un pic liber de a depune cerere pentru lemn de foc, lemn de lucru și indiferent. Deci nu s-a mai ținut cont la un moment dat. Adevărul e că sunt, cum a zis domnul șef de ocol, sunt proprietari de pădure care cred că n-ar mai fi trebuit să intre, poate. Dar ideea e că deja intră la discriminare. Ce s-a întâmplat acum, și acum este o discriminare. Deci sunt cetățeni care, uite, deci e vorba de 512 care au spus că au fost serviți. Până la 900, deci ideea e că e dublu. Și e foarte greu. Da. Trebuie să găsim o soluție. Chiar dacă suntem acum în pragul sărbătorilor, dacă toți stăm la masă acum și discutăm,
Va trebui să discutăm un pic aspectul ăsta și să găsim o soluție împreună, că dânșii va trebui să livreze lemn în continuare. Omul se duce deja... Deci eu, în momentul de față, pe ceea ce avem contractat spre exploatare, continuăm și anul următor, mai este lemn de scos și continuăm lista, dar au venit persoane în mod repetat la acolo și personal ne-a spus faptul că este necesară această discuție în cadrul Consiliului Local, să se stabilească modul în care vom opera anul viitor. Da, din partea mea, este un sfat, depinde acum dacă e și bun, eu aș zice așa, au fost atâta discuție cu lista asta de la Ocol. Încercați un pic să faceți lista asta, deci să vină, începând de aici, de la proprietar, cu Ocol, să o stabiliți săptămânal, lista aia săptămânal să fie afișată. Avem site-ul Ocol, avem site-ul primăriei, să fie afișată, dar nu neapărat cu nume. Deci poți să... Nu nume și CNP, doar ordin, numărul de ordine. Deci numărul de ordine. Fiecare o să știe numărul lui de ordine. Dacă se duce și le-a, dacă nu iese din joc. Adică, ca să nu mai avem discuții cu o listă, care va fi. Deci să încercăm un pic, totuși sunt foarte mulți care nu au primit. Nu, sunt foarte mulți. Și acum gândiți-vă la... Încereți ca să zic săptămâna următoare câte persoane vor primi. Așa. Problema e că eu nu pot să fac această predicție. Pentru că, de exemplu, am avut situație și la sfârșitul lunii noiembrie, se strică tractorul. Două săptămâni până au venit să repare, am stat și m-am uitat la lemn. Aveam 500 de metri cub de lemn scos la drum auto. Trebuia să mă duc să-l sortez, n-aveam cu ce. Domnul șef, vreau să vă spun ceva. În cazul ăsta n-ar fi trebuit să găsi o soluție de a contracta o firmă ca să poată să exploateze în continuare? Până reușesc să mai fac și contractarea și toate cele, soluția, solicitarea mea a fost și la începutul anului, achiziția unui camion cu macara. Bun, care... momentan, indiferent, să nu, haideți, deci nu vreau chiar să mai ajung la discuție asta. Ideea e în felul următor. Sunt puse la dispoziție mașinile, utilajele primăriei. Da, dar utilajele primăriei nu reușesc să transporte. Haideți să vorbim așa, haideți să vorbim altceva. Nu neapărat să vorbim despre lemnul transportat acasă, să vorbim despre lemnul de pe rampă, da, care poate merge omul direct după el. Să discutăm prima dată problema asta. Da, aveți dreptate că la urma urmei dacă este lemn pe dacă nu putem asigura transportul, dacă nu putem asigura transportul, să nu, deci să o lăsăm baltă cu transportul până la urmă. Bun, să zicem că nu se poate asigura transportul. Avem două rampe primare, de câte, două sau trei rampe, câte avem? Avem la Prăușanț? Prăușanț, Gherenduș și Răchitiș. Clubătar, Răchitiș. Bun. Ideea e, deci pe rampele astea să fie lemn. Păi lemn nu se scoate, se scoate într-un ritm constant, dar gândiți-vă la exploatarea. Cu toții știți ce înseamnă exploatarea forestieră. Se întâmplă tot felul de lucruri. Cum stăm cu exploatarea forestieră dacă... Deci... Teritoria societății care exploatează. Per ansamblu. Anul în anul 2021 am autorizat spre exploatare 53.697 metri cubi. Da? Cu partizile care au venit de anul trecut, anul ăsta putem spune că s-a exploatat din pădure undeva la 60.000 metri cubi. Și din acești 53.000 încă mai sunt 11.692 care sunt stocuri prin pădure, adică nu, sunt partizi în lucru. Sunt partizi aflate în lucru, în care se scoate lemn. Din acești 53.697 metri cubi, 45.847 a fost valorificat pe picior, s-a vândut la licitație și a fost cumpărat de o firmă atestată pentru lucrări care a scos lemnul, iar diferența până 53.000, adică 7.850 de metri cubi, s-a scos la drum auto, s-au contractat pe platforma SEA, s-au contractat servicii de exploatare forestieră și s-au exploatat la drum auto. Contravaloarea celor 45.847 metri cubi ce au fost vânduți la licitație pe picior e de 8.146.153 lei. Da? Deci 81 de miliarde de beci sau 1,6 miliarde euro. În anul 2021 am organizat 7 licitații. În cadrul celor 7 licitații s-au vândut 29.593 metri cubi. Contravaloarea lemnului vândut în 2021 e de 6.628.719 lei, la un preț mediu de 224 lei per metru cub. Față de, spre exemplu, în 2020, nu știu dacă e relevant, irelevant, în 2020 prețul mediu de a lemnului care s-a vândut în 2020 e de 134 lei per metru cub.
134 și anul ăsta am reușit la un preț mediu 224 lei. Asta, asta e după piață. Asta e după piață. De acord. Și asta e cam mic. Deci, că s-a făcut și la licitații niște jocuri care, care nu sunt la locul lor. Lista. Că noi avem de încasat, dar săptămâna viitoare vine patronul și dă înapoi, zice, rezilez contractul. Care este soluția? Asta am avut-o. Și în propunerea de Consiliul Local se puteau prinde orice pretenție avem față de agent economic, un avans, alte... În hotărârea CEA-ul era prins, în contractul ăla care a fost aprobat și de Consiliul Local și de CEA, în contractul vechi, era prins acolo toate paragrafele, tot ce trebuia să fie acolo scris, cu care puteam să prindem și agentul economic. Ba da, vă deci, sus. Deci eu pe contractul respectiv, și, dacă și un agent economic nu termina exploatarea la timp. Numai un pic, vă rog frumos și după aia veniți cu replica, să vă... Numai un pic, bine? Deci 6 luni de zile se discută, da, în absența mea, da, despre problemele locului. Vă rog, aveți cuvântul și duceți până la capăt, dar... Eu nu tot mai am, nu mai am. Dacă nu mă ascultați, nu mai am. Ascult, da, ascult, vă rog. Înțelegeți? Dumneavoastră nu ați respectat o hotărâre, înțelegeți? Și în privința aia cu contractul. Și acum zicem că de ce nu a făcut Consiliul Local. Consiliul Local are reprezentanții lui în spate la dumneavoastră, pe care noi le cerem ce să facă și ei pun în aplicare. Dumneavoastră nu le recunoaște nici Consiliul de Administrație. Punct. Nu ați respectat hotărârea respectivă. Eu altceva nu am, nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut, să mă mai cer. Da, că de mâine oricare firmă din de aici cine a cumpărat vine și zice: "Doamne, nu mai am nevoie de lemnul ăsta." Bun. Luăm acum. La anul punem la licitație, scoatem cu 100 de lei. Vine o altă firmă care merită să cumpere, cumpără firma respectivă. Doamne, eu am terminat. Nu mă interesează ce o să fie, cum o să fie. În cazul respectiv se reține garanția de participare. Din punctul ăsta de vedere, atât asta prevede regulamentul de valorificare. Dar vă zic, pe modelul de contract la care faceți referire, eu nu eram în stare să, nu aveam instrumentele necesare să penalizez o firmă pentru că depășea termenul de exploatare. Deci la modul cum era formulat, ce scrie acolo, nu puteai să calculezi un prejudiciu, o penalizare pentru lemnul neexploatat la termen. Am fost domnul șef de locul, printre altele. Dacă sunt niște probleme tehnice destul de dificile care trebuie discutate și propun ca pentru ședința următoare, împreună cu Consiliul Local, să facem așa fel încât să dezbatem din nou contractul ăsta de care se face. Contractul caietul de sarcini, totul ca contractul caietul de sarcini, să ajungem la un numitor comun. Poate că sunt, poate au fost făcute greșeli și lucruri și din partea noastră, poate ați făcut și din partea noastră acolo. Poate să găsim o cale de și muncim și greșim. Da. Bun. Aici mai vreau să completez ceva la capitolul ăsta. Și revenim la ce spunea domnul primar, legat de prețuri. Există o grilă de prețuri de referință care s-a aprobat anul trecut, sau cu 2 ani, cred că nu, 2019, cred că în 2019, nu mai știu sigur. Și anul trecut am aprobat, am avut o hotărâre cu listă. Bun. Cu care, ba da, ce a fost nou, adică ce era vechea, dar nu, dar ce a fost adus nouă, adică APV-uri noi, a fost aprobat. Prețurile de referință. Dar prețurile de referință vorbesc. Prețurile de referință 2019. Nu, da. În decembrie sau... Da. Și la un moment dat, când au întâlnit operatorii de vânt, s-a făcut hotărâre de Consiliul Local să se scadă acele prețuri de referință cu 30%. Și dacă vă uitați pe listele de partizi pe care le primiți spre aprobare, vedeți că e o coloană în care scrie prețul de APV. Deci sunt partizi care prețul de APV 83 de lei, 66 de lei metru cub. Și prețul propus. Dar, dumneavoastră, de asta sunteți aici și în momentul în care vedeți că sunt mici prețurile, puteați să puneți la toate plus 10%. Toate plus 20% și alea să fie prețurile cu care se ajungea la licitație. Dacă e o problemă de prețuri. În același timp, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, am transmis o nouă grilă de prețuri de referință pentru anul 2022. Prețuri de referință care sunt, nu ascund faptul, făcute după romsilva puțin simplificate în cazul nostru și prețurile rătrunjite, ca să fim la nivelul pieței. Și ăla să reprezinte
prețul APV-ului, de la care, bineînțeles că e un reper și se poate crește, nu se poate scădea. Bun. Și acele prețuri de referință sunt transmise. Am avut, am transmis și o listă de 9.000, aproape 9.000 de metri cubi, o listă de partizi de 9.000 de metri cubi, pentru care să se aprobe modul de valorificare și prețurile, ca să putem organiza licitația, ca să se ruleze, să se vândă lemnul, să se scoate. Da, problema aici e că din aia 9.000 de metri trebuie să ne gândim un pic mai bine, în sensul că trebuie să lăsăm mai mult pentru populație. Deci ajunge cu firmele. Deci da. din 9.000 să fie 6 pentru scoatem lângă drum. Că oricum și legea asta ne cere. Și atunci am încheiat preț de referință sau ce o fi, nu mai discutăm de cu cât mai mult pentru populație și automat rezolvăm problema cu care am început, adică cu ca să ajungem la coșul de fum. Reducem aia 10 metri cu pe gospodărie. Pentru că, într-adevăr, n-are cum să ajungă. Lista aia să fie un pic mai altfel, pentru că, într-adevăr, știm toți, și acolo e problemă. O să ne gândim, că nu neapărat e numai vina dumneavoastră. Trebuie să ne gândim cumva și cu lista aia să fie mai... să ajungă la noi și la... Da, să știm care e treaba. Scădem metri cub și dacă scoatem mai mult pentru populație, bun, trebuie să scoatem mai mult. Dar lemnul de foc trebuie acitat. Lemn de lucru, da. Nu, se cumpără lemn de lucru, deci nu rămâne nimic. Se cumpără absolut tot. Asta e important. Lemnul de lucru și lemnul de foc, după cât te înțeleg, s-a cumpărat. Deci se cumpără tot. Da. Gros, subțire... Nici nu se pune problema, noi trebuie să punem... Deci noi, eu sunt și colegii consilier local, deci eu zic că trebuie să ne axăm pentru populație. În prima fază. Din cantitatea de lemn care o mai avem, cum o avem, dar o avem încă. Încă o avem. De acolo. La capitolul ăsta de exploatare, dacă îmi permiteți un pic să vă spun, am înțeles că au fost firme care nu au fost, sunt care nu sunt plătite la timp pentru exploatare? Nu există așa ceva. Nu există. Nu există așa ceva. Deci se face, se scoate lemn, dacă e partida mai mare sau mai mică, în funcție de cum e partida și locul. Se scoate lemnul, se face sortarea, se face recepția și imediat vine firma, face factura și am achitat-o. Deci recepția cum se face? Cum se face? De exemplu, o partidă când se scoate la, deci, la exploatare. Să zicem că e un APV de 100 de metri cub. Deci, măsurarea lemnului se face pe rampă sau se plătește exploatarea totală? Nu. Și acum revin și la ce spunea domnul viceprimar. Eu sunt de acord să se scoate cât mai mult lemn, dar vedeți foarte bine cât e de greu e tot procesul, pentru că și în contextul actual de surplus de lemn care trebuie evacuat din pădure cât mai repede posibil, până scot eu 5.000 de metri cubi, pentru că, bun, am partida de 100 de metri cubi. Da. O scot în platforma primară. Acum, dacă am norocul ca Rechitiș, că am platforma primară unde să mă desfășor, e cazul fericit. Iau fiecare bucată de lemn, că e gros, bun, merge într-o parte, subțire merge în altă parte, foc merge în altă parte. Fiecare bucată de lemn până la bucată de un metru se face sortare. Se măsoară. Deci se măsoară cu clupa fiecare bucată de lemn. Se măsoară. Deci gândiți-vă ce înseamnă asta să iei fiecare bucățică de lemn să o măsori. Agentul economic sau prestatorul de servicii vine să aduce lemnul cu utilajele în platformă, eu de acolo îl iau și îl sortez bucată cu bucată, îl măsor. Pe urmă, când mă apuc să-l vând, îl mai măsor o dată. Deci tot procesul ăsta necesită timp. Și atunci, acum când am atâta lemn de scos, să-l scot din pădure, ce înseamnă că e timp? Înseamnă că plata se face după ce se vine? Nu. Pădurarul care stă acolo... Există cu lipsă? Dintre astea care au fost exploatate? Eu am înțeles că au fost partii care s-au găsit, s-au scos, adică au fost mai puțin decât votul de APV. Nu. Există... Orice APV e un volum brut. Așa. Există pierderi de exploatare, există vârfuri crăci, există lemn care nu se poate colecta de pe suprafața parchetului, astfel că volumul net care ajunge acolo niciodată nu poate fi egal cu volumul brut din APV. Deci asta o să fim doar dacă APV-ul la punerea în valoare, la marcare, nu s-au respectat normele și e lemn în plus. Okay. Și atunci eu dacă am 400 metri cub brut, ar trebui să scot, poate 350. Dacă scot 400, înseamnă că acolo a fost ori
celălalt își tăia mai mult, ori când s-o inventarea lemnul, s-o inventarea corect. Da, pentru să fie un pic mai simplificat, înțeleg și într-adevăr, cel puțin pădurarii nu au timp. Adică la maxim acolo, cu măsuratul și la fiecare bucată. Dar ca să meargă mai repede, să scoatem noi, să, punctul de plecare, să scoatem noi mai mult pentru populație și contractăm o firmă cu o mașină mare, pentru că nu merită să cumpărăm, să fim serioși. Vine cu peridocul și trebuie un singur om care să măsoară la 20, la 15, la câți metri are bușteanul ăla și aduce aici, pentru că noi am aprobat, avem piață, nu? Da. Și de aici, când vine omul și vrea să cumpere, la 7 metri, la 6 metri, angajăm doi oameni care se ocupă. Taie, sortează și îi dă, îl vinde. Și gata, am crezut că aia de dimineață până seara sunt acolo. Și vin de aici. Dar avem problemă, noi nu avem rampă, că vrem noi pe rampă. Păi nu avem, pentru că noi la asta ne luptăm, să scoatem mai mult. Deci de la anul să nu mai dăm atâta la firme, scoatem pentru populație, să rezolvăm problema. Nu? Asta și atunci, ce bucă să avem prioritare? Deci, mă ascultați un pic? Da, spune. Da, într-adevăr, efectivul de oameni și așa mai departe ne ia foarte mult timp, de două ori măsurat și așa mai departe. Dar haideți să ne gândim în felul următor. Sunt niște firme de exploatare care chiar nu mai exploatează. Adică la noi sunt puține, nu vrea să lucreze, că merită mai bine să cumpere, să prelucreze și așa mai departe. Haideți să căutăm firme care lucrează, de exemplu, la mare, la Șholț. Ai luat în primire partida de 500 de metri cubi, trimite hozul mașina, agentul care scoate, își și tranșează la 3 și 10, îi face și tot ce trebuie, contra cost. Cât dăm acum pentru agentul economic care scoate lemnul la noi, la metru cub? Cred că un preț mediu de 80 de lei pe metru cub. 80 de lei. N-o să fie 100 de lei sau 120 de lei. Dar mie îmi să pună pe mașină, măsurat, recepționat, și a dus. Dar știți, no. Bine faptul. Înțelegeți, se poate discuta asta de am încercat de toate felurile. Am încercat asta în primăvară și nu am reușit să găsesc agenți economici care în sine să vină să scoată lemnul. Cu atât mai puțin, ca să mai facă și sortarea, că pierde timp de acolo, că pierde... Da, că în momentul în care nu o să vindem atâta pentru ei, automat o să vină să lucreze, să pesteze pentru obor. Deci vreau automat... Vreau să vă spun ceva. E simplu. Dacă nu o să găsească firme, la fel o să, fie, o să veniți în fața Consiliului Local cu proprietarul și o să... nicio problemă. Deci nu să găsesc firme la nivel local, nicio problemă. Încă o chestiune. Haideți să ne gândim foarte clar. Zicem că, no, să zicem că posibilitatea e 20.000 de metri cub, nu? Dăm 50% la populație, 10.000 de metri cub, nu? 10.000 de metri cub cu 120 de lei, gata, tranșată și scos, lemn de lucru, vine 1,2 milioane de lei. Pentru care firmă nu merită să lucreze timp de un an de zile la Gimeș? Domnul primar, vă zic... Am publicat... Pentru care nu merită? Am publicat licitații pe SEAB. Am publicat licitații pe SEAB și nu... Da, asta e o problemă la nivel național. Da, e o problemă și mai ales pentru că, într-adevăr, sunt până aici cu lemn. Deci ei au cumpărat lemn. Și bravo lor, asta nu e vina lor. Nu e vina firmelor că au cumpărat. Dar din moment ce nu o să aibă ce să cumpere, normal că o să presteze. Clar, că au utilaje și toate alea. Natura pieței lemnului pe Comuna Gimeș Făget se va schimba. Da, sigur. Se va schimba. Și în acel moment, normal că vor fi agenți economici interesați sau constrânși de situație să vină să facă exploatare pe sale de servicii la ocol. Dar, revenind la problema sortării, acolo o face, că o face ocolul, că o face firma, eu tocmai de asta am mutat separat sortarea și n-am prins-o în contractul de exploatare, pentru că nu erau de acord firmele să mai facă și treaba asta. Și atunci am făcut-o separat. Și în același timp, în momentul în care firma face sortarea, pădurarul de la ocol tot trebuie să fie acolo, pentru că el recepționează lemnul respectiv și trebuie să știe ce recepționează. Iar dincolo, ca să aduce lemnul brut la depozit, sunt total de acord, dar veți vedea și acolo faptul că bun, să fie stocuri acolo și să tai fiecare bucată separat, că 7, că 7 jumate, că 8, că nu știu cum, te-a îngropat. Deci, la modul real, te-a îngropat, nu faci față.
Deci nu fac, tocmai de asta sunt dimensiuni suplimentar. Deci paralelul să meargă aceeași treabă care o merge și până acum în pădure. Aici alți doi oameni poate să se ocupe și să rezolve problema aici pe loc. Deci, de practic, paralel merg amândouă și totuși mai bine. Nu, de acord, de acord, nu, în momentul atunci când acolo mai ai un post de plus, nu, asta va funcționa, dar în momentul de față, când na, lemnul se cară direct din pădure, nici nu avea rost să mai vii să mai duci la depozit. Da. Singurul lemn ce l-ați văzut, da. L-am adus la depozit, a fost o partidă care s-a scos în județul Neamț, în Hanului, și din Hanului, că nu mergea nimeni acolo după lemn, l-am adus aici. Da. Na, atâta cea despre ce a fost vorba cu lemnul de aici. Dar, vă zic, e nevoie de resurse, mijloace fixe, utilaje cu care să lucrezi, să faci transport, să faci sortare. Am avut discuții și pentru transport. Să facă transport pe raza ocolului, 50 de lei la metru cub. Bine, asta ajuns să discutăm și cu proprietarul, adică să ajungem să discutați și cu proprietarul când faceți discuțiile astea, pentru că, la fel, interesul trebuie să fie comun la capitolul. Nu știu, vreau să în momentul respectiv, eu scot lemnul de foc 60 de lei, mai pun de stat 50 de lei pe el, că da, de 50 de lei transportul de la rampă la gospodărie, păi, dar nu vine cu lemnul lui. Nu e cu lemnul transportatorului, adică 50 de lei. Chiar trebuie discutat. Deci, vă zic, da, cred. Un probleme reale și după aia, când e atâta lemn de gestionat, pădurarul respectiv e efectiv blocat acolo. Altceva n-are timp să facă și mai are și altă treabă de făcut. Eu nu zic nu, că și oricum acolo trebuie să ajungem, pentru că sunt sătul eu de discuții că, bun, a cumpărat cineva partida pe picior și că e lemnul mai roșu, că e lemnul mai slab, că nu știu ce, nu știu cum. Nu, ți l-am scos, ți-l adrum auto, ca pe roșii. Îl vezi, exact. Verde, colorat, cum este, ăsta e lemnul, atâtea bucăți, la licitație, vei cumperi, nu. Domnul Ședeucă, vreau să vă pun și oricum acolo vom ajunge, numai că avem nevoie de resurse și de mijloace care să facem treaba asta. De exemplu, pe Părul Șanț, eu până acum am sortat, peste tot am avut norocul, am sortat cu tractor. Dar pe Părul Șanț, cunoașteți locul și pe acolo cu tractorul n-am ce face. Îmi permite să vă opresc un pic. Vă rog. Văd că nicio problemă, putem sta la masă, putem discuta. Păi trebuie. Și le putem trebuie. Pune pe hârtie. Dar vreau să vă spun, să vă întreb ceva. Ce se întâmplă? Avem niște procese intentate din partea ocolului sau dumneavoastră către Consiliul Local sau către, bun, două primari sau nu mai știu. Consiliul Local. Nu mai puțin. Înainte de a ajunge să facem treaba asta sau să faceți, nu credeți că ar fi trebuit să ajungă la o discuție? Discuția, dacă era deschiderea, o puteam face, dar nu mai avea, nu se mai justifica. Dar s-a ce făcut, fel? S-a făcut plângere prea, înainte de abținerea în instanță, s-a făcut plângerea prealabilă, la care s-a primit sau nu răspuns, nici mai contează, dar... Către cine ați făcut? Către Consiliul Local, către Comunul Șuzet. Spuneți-mi, uite, aveți în față consilieri ăștia locali care suntem. Da. Credeți că nu se poate discuta cu noi și nu se pot ajunge, nu putem să ajungem la o înțelegere sau la un numitor comun? Din potrivă. Este necesar să discutăm, numai să discutăm în termeni egali. Și nu asta... e asta o problemă vis-a-vis de Consiliul Local. Dar în momentul în care ești încolțit din toate părțile... Dar ce înseamnă încolțit? Asta am vrut să zic. Deci gândiți-vă, în luna mai, s-a modificat codul de etică al ocolului și s-a interzis să mai public ceva pe Facebook, sau să mai dau un interviu la televizor, la ce mai unde asta am făcut noi Consiliul Local? Nu, asta s-a făcut Consiliul de Administrație, la modificarea codului de conduită etică. Un exemplu, foarte ușor. S-a modificat anul ăsta de 3 ori, s-a modificat actul constitutiv. Ca să se prindă asta, să se prindă cealaltă, că eu o pot să fac atât de aici până aici, restul cine o face, cum le face. Singura dată a fost modificat domnul Ședeucul. Atunci a fost modificat când ați cerut să facem depozite. Am modificat, după aia ați atacat și am modificat, ne-am dus cu, la un avocat, la o casă de avocatură și a făcut ca să fie beton. Pe ala ați atacat iarăși. Domnule șef de ocol, dacă aveți ceva de spus către mine sau către Consiliul Local, să ziceți pe față, nu prin acte, înțelegeți? Că eu așa, sincer să fiu, nici nu mă interesează ocolul.
M-ați înțeles? Puteți să faceți ce vreți cu el. Înțelegeți? Că din circul ăsta, de nu știu câți ani de când s-a înființat acolo, am avut destul. Nu mai lipsește. Nu mai lipsește. Că ne judecăm, că ne atacăm, că noi suntem niște boi aici acum, a zis cineva. Suntem niște, nu mai știu cum să zic, nu vreau să zic urât. Suntem tratați ca atare. Că nu știu cum. Consiliul de administrație nu-i recunoscut, că nu-i legal. Și dacă toate ăsta ce ziceți dumneavoastră că nu sunt legale, atunci dumneavoastră nu ar trebui să stați în scaunul ăla, că sunteți ilegal angajat. Nu, nu înțelegeți? Asta e cu, eu cu ăsta am încheiat, nu vreau să mă cer. Putem să continuăm discuțiile ăștia și în ianuarie, dar înainte de Crăciun vreau să stau măcar o săptămână liniștit acasă, înțelegeți? În ceea ce privește acolo. Că dacă zicem totul că ăsta nu-i legal, ăla nu-i legal, ăla nu-i legal, și știți foarte bine că în primele 4 luni sau 5 luni de zile, 4 luni de zile, ați avut susținere totală și din partea CEA-ului și din partea Consiliului Local. Nu știu dacă vreți să răspundeți sau știți mai mult ca mine din ce cauză nu mai este bun CEA-ul, nu mai este bun Consiliul Local. Trebuie să facem plângeri prealabile, trebuie să ne dăm în instanță. Nu știu din ce cauză, dar cred cu sinceritate, nu din cauza mea. Nu, deci... Înțelegi? E vorba de dumneavoastră. E cu asta am încheiat. Mulțumesc frumos. Revenind la ce ați spus, în calitate de primar al acestei comune și Consiliul Local al Comunei, să spui faptul că nu-ți pasă de proprietatea ta 7.000 de hectare și de ce se întâmplă la Ocol? Am zis de Ocol, nu de... Nu de Ocol. Că proprietarii tot rămânem. Și dacă administrează altcineva, aia 7.000... Vă rog, nu v-am întrebat. Nu de proprietate vorbim, de Ocol. De Ocol, exact. Ocol, care în momentul de față funcționează pentru aia 7.000 de hectare de pădure. Și să spui că nu îți pasă de ce se întâmplă, cum se întâmplă, cred că este un pic prea mult. Poate. Bun, acum, revenind la problema CEA-ului. Deci, v-am adus la cunoștință repetate rânduri faptul că zic acum că e ilegal. Noi ați ziceți că e legal, eu zic că e ilegal. Cineva trebuie să decidă e sau nu e. Dar de ce nu ați zis atunci când ați dat examenul și când a fost semnate actele că e ilegal CEA-ul? Domnul șef de Ocol, nu vreau să mă cert, înțelegeți? Nu vreau. Și nu suntem la instanță. Gata. Păi, înțelegeți? O să ajungă și acolo. Gata. Nu. Atunci trebuia să se sesizați automat. Domnule, nu vin la că nu e legal. Nu e legal concursul, nu e legal ăla, nu e legal CEA-ul, nu e legal, nu mai știu ce. Nu merge așa, domnule, că între timp mergem la un concurs și ne bate, adică mergem la nu știu ce. Și între timp schimbăm regulile. Nu, am început cu niște reguli pe care eu am încercat să respect. Dumneavoastră nu prea. Nu, domnule primar. Deci dacă îmi dați voie. Înțelegeți? Vă zic, deci dacă îmi dați voie, de 6 luni de zile, nu există ședință de consiliu local în care să nu se vorbească de numele meu negativ și de Ocol. Nu. Și acum când sunt aici, vă rog să-mi dați 2 minute, 5 minute, 10 minute să îmi expun un punct de vedere. În mod civilizat, că nu trebuie să ne certăm. Nu mă certam. Nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să ne enervăm. Putem discuta cu oameni normal, că de asta suntem aici. Bun. Acum revenim la CEA. Da? Eu zic că e legal, CEA zice că e legal. Cum o fi, ce nu o fi. Asta, până la urmă, tocmai asta trebuie să decide instanța. Dar, din perspectiva proprietarului și onorat Consiliul Local de față, dacă tu te gospodărești cu adevărat și îți pasă de ceea ce se întâmplă cu astea 7.000 de hectare de pădure, în momentul în care ai aflat că CEA-ul n-ar mai fi obligatoriu, în momentul respectiv ai vrea ca veniturile obținute în urma valorificării lemnului să fie cât mai judicios utilizate și ai renunțat. Pentru că lunar se duc 13.500 de lei, anual 162.000 de lei pe strict ce înseamnă indemnizațiile Consiliului de Administrație. Nu sunt eu acum în măsură să analizez activitatea dumnealor, o veți face dumneavoastră în calitate de proprietar. Dar gândiți-vă și la următorul lucru. Rene Peron Silva, da? Administrează 4 milioane și ceva de hectare de pădure la nivel național. 4 milioane de hectare. Și are 7 membri în Consiliul de Administrație. Noi avem 7.000
7.000 de hectare de pădure. Și avem și noi 5.100 de administrație. V-ați interesat să vedeți că sunt în țară ocoale silice exact cum suntem noi, care nu au consiliu de administrație. Consiliul local a hotărât că nu are consiliu de administrație și cu asta basta. Pot să ia cuvântul? Vă rog. Da, aveți foarte mare dreptate. Dar dumneavoastră nu ați fost aici anterior, unde iarăși ne îndreptăm în direcția aia, ne îndreptăm, cum a fost înainte cu domnul Dincă și cu Tot Gașca. Și cu consiliul de administrație aia vechi care a fost, că se manipula, se făcea orice ce. Înțelegeți? Noi ne-am luptat aici. Atunci eram consilier și domnul era viceprimar. Știe foarte clar cât ne-am luptat să punem niște oameni capabili și să încercăm să punem ocolul pe funcțiune. Consiliul ce au, care ziceți dumneavoastră că e legal sau nu e legal, ăla a încercat să schimbe șeful de ocol. La rugămintea noastră. Cu ăla am început să luptăm cu morile de vânt. Înțelegeți? Și acum ziceți dumneavoastră că de mâine, da, într-adevăr, putem să trimitem acasă. Cine vreau să coordoneze ocolul domnul? Consiliul local. Consiliul local, da. Dumneavoastră nu vreți să aveți niciun șef, de fapt. Nu, consiliul local și proprietarul. Haideți să fim serioși. Dumneavoastră nu erați aici ce s-a petrecut. Și știți foarte bine ce s-a petrecut. Nu erați aici, dar știți foarte bine ce s-a petrecut aici. Păi tocmai. Știți? Păi tocmai. Cum s-a permis cu consiliul de administrație, cu toată lumea, era și veche, veche, veche. Vezi? S-a petrecut tot ce s-a petrecut. Nu vreau să țin partea la nimeni, înțelegeți? Dar nu trebuie să ajungem în situația asta. Sincer, nu, dar nu trebuie. Cu toții trebuie să vedeți, dincolo de interesele unei sau altele. Spuneți-mi și începeți să enumerați de la Consiliul de Administrație care are interes. Nu să luăm la nume. Domnul Roșca. Domnul Roșca, ce interes are la acolo ăsta? Nu intru în așa ceva. Spuneți-mi dacă știți ceva, trebuie să ziceți, nu? Bun, dar acum vă zic eu. Dar să știm și noi, că noi suntem, putem să dăm afară la urma urmei, nu? Dacă nu și-a făcut treaba. S-ar putea să fie probleme și noi nu le știm, că doar da, vreau să aud. Nu, eu pun o întrebare. Sau domnul George, sau domnul doamna putare, sau... S-a întârziat, s-a făcut cu lemnul de foc, merge greu, tot ce se întâmplă. Spuneți-mi punctual, concret, ce a făcut Consiliul de Administrație pentru asta? Ca să meargă mai treaba mai bine. Dar ce putea să facă? Să ia el clupa? Ce a făcut? Efectiv, ce a făcut? Dom'le, ce trebuia să facă Consiliul de Administrație? Spuneți-mi și mie. Deci în momentul în care vine, vineri pe data de 17, a 12 și îmi dă o hârtie întreagă de la 1 la 30, la 20, la câte poziții o fi, până luni, eu să răspund la toate, asta e, cum numiți treaba asta? Și spuneți-mi pe ansamblu că, repetat, am auzit că acolo nu merge într-o direcție bună. Da. 60.000 de metri cubi s-au scos. Stați așa. M-am dat soldul conturi la momentul respectiv 5,9 milioane de lei. Domnule, stați așa. Ca să explic de ce nu merge și chiar vreți să explic de ce nu merge acolo bine? Mă rog. Nu ar fi bine dacă ar zice acum. Bine. Cum considerați, dar... Înțelegeți? Nu ar fi oportun acum să ne certăm pe treaba asta, bine? Dar, cu jocuri, cu lemnul de foc, cu lista, cu înscrierile, cu... și așa mai departe, domnul șef de ocol. Dumneavoastră, eu am avut încredere în dumneavoastră și știți foarte bine că am discutat între patru multe treburi care trebuie să facem și în ce direcție trebuie să mergem. Știți foarte bine, nu? Și, stați așa. A zis că ce... Ce am eu? Adică ce ceri? Zic, eu n-am nimic să mergem într-o direcție bună. Și? Dacă e alb, domnul șef de ocol, fiți atent aici. Numai un exemplu să vă zic. Dacă e alb pentru cineva, să fie alb pentru toată lumea. Da. Dacă e negru pentru cineva, să fie negru pentru toată lumea. Și știți ce zic, nu? Dacă, un exemplu dau și cu ăsta am încheiat, nici nu mai dau niciun răspuns. Dacă un agent economic nu are voie să care noaptea, atunci niciunul să nu cară. Și vă demonstrez cu poze dacă e. Dacă un agent economic are voie să meargă la sfârșit de săptămână cu camionul, atunci lasă și pe restul. Nu, au fost câteva excepții. Scuzați, eu, ăsta două exemple. În rest nu, mai am aici scrise multe, dar nu vreau. Deci, au fost câteva excepții, le putem lua și analiza pe rând pe fiecare, dar... În procent de 95%. Au urcat cu camionul în pădure pentru că trebuia să-și scoată buldozerul de nu știu unde. Nici măcar n-a dus lemn.
Ah, oh, nu e nici problemă. Nu, nu, nu. Deci, nu. Și au coborât cu lemn, nu? Nu. Deci au venit cu lemn. Au venit cu lemn. Și cu bod. Nu. Și fără. Dați-mi punctual, dați-mi punctual. Dar dumneavoastră trebuia să vedeți că aveți camere. Camera are toată lumea, că după cum știți, sunt publice pentru toată lumea. Da? Ia un chet. Deci anul ăsta s-au exploatat în condiții normale și cu respectarea regulilor într-un procent de 70-80%, 60.000 de metri cubi, s-au încasat banii, 5,2 milioane lei care sunt acum în cont, în soldul contului, și nu cred că e o sumă da, de negrijat. Cât s-a marcat anul ăsta? 30.000 de metri cubi. Da, deci la 60.000 au marcat vechea... Da, dar pe lângă faptul că eu anul ăsta am exploatat atâta și când în momentul în care te duci și o reprimire o faci de 3 ori, că nu sunt regulă condițiile din parchet, aia înseamnă 3 zile în care trebuie să meargă personal tehnic cu pădurar la teren. Bun. S-a exploatat. Am împădurit 28 de hectare, 28,7 hectare, cu 6 hectare mai mult decât în anii, decât era într-un an normal. Am făcut peste 30 de hectare de descopleșiri. Am întreținut pepiniera. Am și în modul ăsta câteva persoane au avut o oarecare sursă de venit din activitățile prestate pentru ocolul Silvii. Am pus în valoare 30.000 de metri cubi, am organizat licitații, am ținut ordine, furturile s-au stopat. Vă rog, explicați-mi unde se rupe filmul. Într-un proces, sau cred că e un proces intentat, nu către noi că am luat niște hotărâri. Dumneavoastră ziceți acum, chiar fiecare al doilea cuvânt e așa, dus întors. Dumneavoastră ziceți că Consiliul de Local ar trebui să fie șeful la dumneavoastră. Da. Când în instanță ziceți că Consiliul Local și Primăria n-are voie să se implice în funcționarea ocolului. Domnul șef de ocol. Asta e exact. Dacă susținem în continuare OG-109, cu atât mai puțin să conspecifică clar faptul că nu. Nu are dreptul să intre în funcționarea... Da, da, asta vine sprijinul dumneavoastră, domnule primar. Da. Codul simplic în care zice că ocolul ăsta funcționează derogatoriu de la OG-109. Bine. Și atunci, bine. Ăla l-am lăsat deoparte și tu, proprietar, vii și te implici în ce înseamnă bine, funcționarea ocolului. Bine, domnule. Da, da, dar asta, e un SRL-ul care e a dumneavoastră, adică pădurea asta... A comunei, cum se zice, e practic e un SRL al șefului de acolo. Adică dacă nimeni nu mai are nicio treabă de a se implica, e o firmă de a șefa de acolo. Și eu deci fac aș vrea, nu înțeleg treaba asta. Deci nu există așa ceva. Nu, da. Nu există așa ceva pentru că păi... dai socoteala la toată lumea. Păi eu dar noi nu dai, că de asta vorbim. La toată lumea. Una e... Eu vreau să vă întreb ceva. Cine dă socoteala când e o problemă la ocol? Consiliul de administrație sau șeful de ocol? Șeful de ocol. De șeful de ocol e peste tot. De șeful de ocol, peste tot. Și atunci tu vii și îmi impui mie să ne auzi asta, fă asta, fă astea. Și când e ceva, vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun ceva, indiferent cum ar fi, să știți că ceva nu mi este bine, nici mie. Indiferent cum ar fi, nu, dar niște lucruri nu mi-s clare. De greșit, indiferent cum și dumneavoastră vă spun, domnul șef, ați greșit și dumneavoastră multe lucruri. Am greșit și noi. Corect. Dar să știți că a greșit mult și Consiliul de Administrație. Și vă spun și de ce. Fără ordinul nostru, dacă Consiliul de Administrație e supus Consiliul Local, înaintare la N adrese către ocol, să știți că nu sunt de acord cu treaba asta. Deci, înțeleg că se vin mult adrese către șeful de ocol sau către angajații ocol sau indiferent cine. Că cine trebuie să le facă? Bine, la mine și mare majoritate, eu trebuie să vă spun. Că noi, de exemplu, ca și Consiliul Local, noi ce încercăm să facem? Ca să meargă bine lucrurile. Nici nu venim nici pe capul primăriei ca să cerem fel și fel de adrese. Că și noi am putea să ne apucăm și să... Am mai avut consilieri din ăștia care dădeau de lucru, nu doar la secretar, dădeau de lucru primăriei câteodată și cereau fel și fel de adrese. Că tu, de exemplu, ai de lucru pentru oamenii comune și pentru stat. Ca să-ți mai vină N și N de adrese care trebuie să le dai curs, asta ar însemna, înseamnă că nu e ceva, nu e în regulă. Consiliul, deci eu propun, și Consiliul de în următoare, deci în ianuarie,
Nu spun dată, e o propunere mea dacă sunteți de acord, domnule consilier. Să stabiliți o dată ca să fie o întâlnire cu șeful de ocol, cu Consiliul de Administrație și cu Consiliul Local. Eu sunt șef. Deci eu sunt de acord, deci trebuie să terminăm o dată cu treaba asta. Domnul șef de ocol, dumneavoastră trebuie să spuneți altceva. Eu vă spun că nu știu dacă e cea mai bună soluție instanța. Eu înțeleg, pentru că adică e treaba dumneavoastră și puteți să sunteți liber ca să faceți treaba asta. Dar nu cred că e o soluție. Și nu cred pentru că văd că la masa asta nu contează, putem sta ore în șir, zile în șir, dar să fie spre beneficiul comunei. Interesul comunei, vă spun clar, din punct de vedere al meu, indiferent cum o puteți lua, din opoziție, de unde vreți. Asta sunt de acord. Asta sunt de acord și atacarea celor hotărâri în instanță a fost o soluție de ultim moment. Dar aveți de gând să retrageți procesele. Vă rog frumos. Nu. O fac dacă desfințați Consiliul de Administrație, am făcut. Domnul șef de acolo, atunci vedeți-vă de treabă și dați bun ce vreți să faceți. Ideea e felul următor. Domnul șef, faceți ce vreți și cum credeți. Bună dimineața, voi. Deci reluăm ședința. Eu asta am vrut să vă întreb, domnul șef de acolo, am zis că așa, am propus pentru luna ianuarie, dacă sunteți de acord și dumneavoastră și vă întreb și consilierii locali, sunteți de acord să fie o ședință pentru ianuarie? Domnul primar, dumneavoastră stabiliți data și cu domnul Lucie. Stabilească Consiliul Local. Nu, stați așa un pic. Eu sunt în fiecare zi aici. Dar noi putem să stabilim o dată acum, dar dumneavoastră de ce să nu vă puteți... Nu data e problema, deci toți vrem. În ianuarie să fie o întâlnire. Da, da, am înțeles. Deci sunteți de acord, domnule consilier? Eu sunt de acord. Nu mai sunt de acord. Să fie anunțat din timp și domnul șef, și Consiliul de Administrație, și Consiliul Local. Corect. Să discutăm... Că sunt niște probleme care eu consider că încet de încet ar trebui să le lăsăm deoparte. Și să ne vedem de treburi și probleme, că să știți cât de mult ar vrea sau ai vrea să le faci, tot nu o să reușești să le faci pe toate. Dar păi așa dacă lucrurile îți rupte în mai multe părți. Da, da. Da. Bun. Eu anul ăsta m-am sacrificat trup și suflet pentru funcționarea acestui ocol. Deci, trup și suflet am fost la fiecare pas acolo pentru a mă asigura că nu se fură lemne din dobărături, deci situația am fost în teren și era exploatat o partidă și lemn pe pământ dobărât rămas acolo pentru că era nemarcat. S-a uitat cineva, a zis că bă, nu-i vine să creadă așa ceva, că la noi se poate ca lemnul dobărât pe pământ, nu de pe picior, nemarcat, a rămas acolo. Ceea ce e și normal să se întâmple în felul ăsta. Dar cunoașteți foarte bine ce a fost și cum s-a întâmplat lucrurile până acum. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu m-am sacrificat și am pus umărul 100% în ceea ce înseamnă funcționarea ocolului. Drept urmare, simplu fapt că în contul ocolului sunt 5,2 milioane lei, eu cred că nu e totuși bajocură. S-au exploatat atâta lemn. În 15 ani nu s-a făcut un hectar, nu s-a făcut un hectar de descopreșire. Anul ăsta am făcut 30. Încă toată nebunia, cu lemn, cu marcat, cu dute, stânga, dreapta, făle, anul ăsta am făcut 30 de hectare de descopreșiri. S-au dus oamenii și au lucrat. De fiecare dată a fost o discuție în capitolul ăsta. De azi sunt multe discutate. Ce vreau să vă spun? Referitor la banii ăștia. Asta nu aveau loc procesele pe care le-ați intentat. Deci în momentul în care tu, Consiliul Local, vii și spui că orice decizie a șefului de acolo trebuie avizată de Consiliul de Administrație, orice decizie înseamnă că eu dimineața pe pădurarul X sau inginerul Y îl trimit în stânga sau dreapta sau cer, asta e o decizie. Nu. Decizie de administrație. Și așa, în modul ăsta nu poți funcționa. Deci în modul ăsta nu pot funcționa. Nu se poate. Deci în modul ăsta nu pot funcționa, adică asta poate însemna orice. Deci, asta poate ce mai bine atunci în ianuarie, că discuțiile astea o să ținem până la Crăciun.
Dacă tot continuăm așa. Cel mai bine stabilim o dată și discutăm în ianuarie. Invităm și Cerau, invităm și pe domnul șef de ocol, și domnul inginer. De la anul ăsta trebuie să dați ceva în bancă către primărie din suma asta. Da, bineînțeles, se face execuția bugetară, s-a făcut pe execuție bugetară, a fost înaintată și Consiliul Local și Consiliul de Administrație, nu s-a aprobat. Dar, în momentul în care se încheie contabilitatea... Execuția bugetară a fost, da. Execuția n-aveți cum să faceți numai în ianuarie sau februarie. Pe anul. Execuție parțială, după cum a fost stabilit, ați primit după primele 3 luni, s-a înaintat după primele 6 luni, execuție parțială. Tocmai pentru a socoti profitul rămas după lunile astea de activitate și a venit bani. Acum are creditul la banii ăștia. Se încheie contabilitatea, adică contabilitatea anului 2021, se calculează profitul, impozitul pe profit și există acea ordonanță de guvern care spune că minim 50% din acest profit trebuie să ajungă la proprietar. Dar acest procent îl puteți face 90% dacă vreți, 95%. Da, am hotărât contractul de administrare să fie 50%. Se poate modifica. Am hotărât împreună, domnul șef de ocuși, nu e nicio problemă. Știți foarte bine. Banii acolo unde trebuie. Am hotărât că din cauza aia să rămână 50% să facem. Am avut idei foarte mari împreună ce trebuie să facem, nu? Și am propus, deci, însă 1 milion de euro. Asta e. Camionul se putea lua cu banii jos. V-am... Dar 2 ani nu mai faci nimic cu el, nu mai e. Dar avem ce cura. Este ce cura, pentru că solicitări, deci, vă zic, toată lumea într-un fel sau altul e blocată la transport. Se s-a aprobat măcar o mașină mare, da? Da. S-a montat? Da. Omologată? Este omologată, certificată. Nu este. Domnule, la dumneavoastră în birou eram. Deci la dumneavoastră în birou eram când am spus că dacă ne apucăm pe basculanta primăriei să punem macara, nu o să fie nici basculantă și nici mașină de cărare. Și cred că cam acolo suntem. Interesant. O să aia 2000 de metri sau 3000 de metri tot basculanta aia acărat. Fără nicio problemă. Cât apărat, dar mereu omul era blocat, nu găsea mașină pentru transport. Păi domnule, fiți atent aici. Asta trebuie să luăm 5 mașini atunci să aducem pentru tot. Noi am ajutat cât am putut. Transportul e o treabă. Dar vă zic, sunt probleme cu saltarea. Eu în momentul de față nu am decât tractorul. Fugi pe tractorul. Așa, deci nu ar trebui să vă gândiți atunci la un utilaj de a exploata și la un utilaj de sortare? Să ne gândim împreună. Utilajul de sortare e o macara, n-ai ce altceva, adică... Tractorul meu. E bun! Bă, există utilajul de sortare. Cu care poți... Tractorul, gândiți-vă la singurul fapt. Nu știu exact anul în care a fost cumpărat, 2018, când a fost cumpărat. La începutul anului avea 1000 de ore de funcționare. Și acum, cheia anul, a trecut de 1500. Nici nu-i mult. Nu-i mult! Nu, eu nu zic de mult, eu zic de faptul că... Păi nu-i mult, dar zic de faptul că în 3 ani a făcut 1000 de ore și într-un an a făcut 500. Domnul șef. Și sunt lucruri care nu pot cu tractorul. Dacă îmi permiteți, eu consider că am atins destule subiecte. În orice caz au rămas așa atinse. Deci eu tot n-am înțeles direcția greșită care merge acolo, dar... Păi nu, stați așa. Eu am zis adinea oriceva și cred că n-ați înțeles. Lipsa de comunicare. Am zis că e posibil să fie o problemă, dar noi ca și Consiliul Local un pic trebuie să ne... Un pic ar trebui să vedem care-i treaba. Pentru că ne trezim atacați cu niște lucruri care noi suntem de acord cu niște lucruri, indiferent care ar fi pentru ocol, că în cazul ăsta să știți că mă încep a abține de la lucruri cu ocolul. Indiferent. Pentru că nu mă pot trezi cu un dosar care, până la urmă, dispuse ordinea de zi. Deci, lucrurile. Și noi vrem să meargă bine. Și până la urmă ne trezim că nu merg bine. Da, dar interesant e că noi, în mintea noastră, 13 oameni considerăm că e bine și bun. Un singur om consideră că nu e bine. Atunci mai are rost să fie o majoritate sau ceva. Deci, ideea e în felul următor. Instanța va stabili ce și cum e. Da, exact. Deci greșim. Dar asta e democrația. Adică majoritatea, dacă decide un lucru, totuși zic că e mai ok decât să decide un singur om. Nu e vorba de oportunitatea unei hotărâri pe care o consiliu local. Asta e îndreptățit să face și asta e rolul pe care o are. Ce e vorba de aspecte legale. Iuri, lasă-l pace pe domnul să meargă să facă 10 dezbare cât treacă.
Are tot dreptul să ia, vă plătim și tot ce trebuie să facă. Nu e o problemă, lasă-mi pace să ideea facă. Ideea e, nu sunt de acord, nici lasă nu vorba nici de rugăminte. Când o să fie 20-20? E vorba să stăm la masă și să discutăm. Dosarele nu ne ajută cu nimic în punctul ăsta. Lasă-mi pace. Eu sunt de acord. Nici din ambiție. Și nici ambițiile. A fost nici ambițiile, domnul șef. O soluție de ultim moment. Da, cum să fie în ultim moment, domnul șef de acolo? Acum chiar mă luați afară din sărite. Domnul șef de acolo, cum era cu ultimul moment? Cu ce v-ați, domnule? Ați venit la mine să mă întrebați sau la doamnă sau la Consiliul Local? Măi, boilor, ați făcut asta, nu-i bine. Ați întrebat? Domnule, primar. Haideți, lăsați-mă pace, acum chiar ne credeți fraier aici pe toți. Vă rog frumos. Deci, vă rog frumos. Cred că putem discuta și civilizat. Da, civilizat. Folosiți niște apelative pe care le puneți în seama mea. Și nu m-am exprimat niciodată la modul acesta. Da, lăsați-mă. Deci, nu m-am exprimat niciodată la modul acesta. Și vă zic, pentru simplu fapt că de 6 luni de zile se discută în continuu despre Ocol, iar eu pot să vă arăt adrese în care am solicitat expres să facem o discuție în care să participe și până și condamnatul la moarte. Noi nu te-am solicitat, domnul șef. Până și condamnatul la moarte are cuvânt de spus. Da, corect. Ne-am dus în spatele Ocol, v-am așteptat acolo. Știa destul de bine că o să mergem acolo, nu? Dacă e vorba de 6 august sau 6 octombrie, nu știu, dar 6 octombrie atunci, efectiv, chiar am avut programări pentru consultații medicale la Târgu Mureș. Bine, foarte. Am înțeles. Da, mai face altă parte. Haideți să încheiem... Vă rog, deci prețul de referință, lista de partizi, situația, vom avea o situație dificilă pentru că din cele 7.000 de hectare sunt aproximativ 300-292 de hectare care sunt în litigiu, a căror situație va trebui clarificată. V-am adus și a fost o scurtă discuție privind terenuri pe care le-ar putea cumpăra Comuna Ghimeș-Făget. Gândiți-vă că sunt fonduri consistente în fondul de conservare generală a pădurilor, din care efectiv poți cumpăra aceste terenuri. Avem probleme cumva cu documente sau cu alte... Nu am analizat cazuri speciale, dar după discuția avută în Consiliul Local am întrebat o persoană și a zis că dacă știe sigur că se cumpără, merge și face cadastru. Păi dar ce am hotărât? Păi asta am hotărât domnul șef de Ocol. Dar Consiliul Local a hotărât. Unde avem acte, unde avem titlu de proprietate, cumpărat, Ocolul cu domnul șef de Ocol. Dar nu o cumpără, nu, Comuna. Stați așa un pic. Ați primit o adresă din partea... Ați primis o adresă din partea noastră. Păi, referitor la... Am zis clar cu... Deci a fost discuție în Consiliul aici în ședință, să trimiteți adresa în spate, că suntem de acord cu achiziționarea terenelor, numai să ducați... Am și votat. Da, ați trimis în spate adresă? S-a votat. Aveți primită vă adresă? Nu. La automat, adică oricum nu am primit. Doamna secretar, vă rog frumos să trimiteți, pentru că atunci în ședință au fost... S-a votat. Aici nu aveți nicio problemă cu... Păi nu. Dar vă zic, ca să înțelegeți contextul, că erau atâtea ocazii... Nu, adresa spate la ocazii. Nu, erau atâtea ocazii în care trebuia să stăm la masă. Și atunci nu trebuia mai bine să veniți dumneavoastră cu actele, și prezentați Consiliul Local și atunci știa și dumneavoastră care e situația și nu mai mergeam la, ajungeam la procese și... Nu mi-ajută. Toate au ajuns din lipsele comunicației, domnul șef. Am arătat toată disponibilitatea și tocmai era solicitarea asta aici și trebuia să la ședința de Consiliul Local să fiu chemat. Vin la nuntă, nu te duci neinvitat. Dar ați fost chemat, nu te lasă venit. Veniți cu doamna juristă care mai... Avem fondul de accesibilitate. Nu zice nimeni că unul e deștept. Nu, iau asta. Vreau să zic că nu se putea discuta în prezența dânsei. Că orice... orice zicea secretarul nostru, doamna care știe și alegerile, ne-a explicat frumos. Jurista dumneavoastră chiar că nu vrea să discute cu noi. Numai să ne atace. Aici era problema. Nu puteam să ajungem la o discuție. Deci, am ajuns cu procese și cu tot felul de lucruri. Asta nu e o problemă. Ați bani cheltuiți degeaba. Poate mai bine cu multă vreme în judecat. Asta e... Supărăm la Consiliul de Administrație, dar nu ne supărăm că văd câți bani cheltuim în judecăți. Nu e o problemă. În momentul în care vii cu o dorită că s-a lucrat și spui că orice decizie așa că de acolo trebuie avizată Consiliul de Administrație, asta ce vrea să spui? Nu așa scrie. Orice. Doamna, vă rog să nu o aduce sus, că nu așa scrie.
Nu e orice. O discutăm în ianuarie, domnul primar. Erau atâtea ocazii în care chiar trebuia să discutăm. Chiar trebuia să discutăm orice fel de aspecte. Eu consider că va trebui să le mai discutăm atâta timp cât vrem să mai... Nu cât vrem, sigur vrem. Da, deci am aprobat. Deci către Comuna din Ștefănești e trimisă 9 decembrie. Solicit punerea în discuție a problemei cu lemn de foc. Până eu am venit astăzi cu solicitare în nume personal. Deci astăzi am venit cu solicitare în nume personal, nu ca șef de ocol. Ca să particip la ședința de consiliu local, altfel nici nu se întâmplă. Când am discutat, am zis că nu te supui nici cu... Nu răspunde în fața consiliului local, că spus un pic urât. Da. Că nu răspuns în fața consiliului local. Nu, asta n-am spus. Deci asta n-am spus. Șef de ocol înseamnă că... Deci așa ceva n-am spus, Dacă, așa cum suntem, noi ar fi să fim un pic mai toleranți, să fim un pic mai buni, poate mai mult, nu un pic, am zis un pic. Și haideți să facem câte orare la fiecare, domnul primar sau domnul consilier, cum vreți să, dacă e să luați cuvântul la sfârșit, cine vrea să facă orare de sărbători, ar fi cel mai frumos să încheiem așa, indiferent cu bunele și cu relele comune, indiferent cum ar fi lucrurile, e ca într-o familie. Nu sunt lucrurile numai bune, mai sunt și rele, dar trebuie aduse și trebuie rezolvate. De eu zic că ar trebui să le rezolvăm în familie. Așa. Ca într-o familie. Începutul din ianuarie, din coace, din soară. Începutul a fost... Eu consider că a fost... Eu aveam încredere. Și tot. Să dea Dumnezeu tot. Și... Tot. Că nu trebuie să vedem o sfârșit, trebuie să vedem o continuare bună. De ce mă mai numai? Domnul consilier, domnul Zola, spuneți. Sărbători fericite la toți colegii și la... Domnul șef de ocol, dacă vreți să transmiteți... Sărbători liniștite și fiecare cumva să își găsească câteva zile de pauză în care să se recupereze și să bucure de timpul petrecut cu familia. Domnul vice. Sărbători fericite că ajungeam. Multă sănătate. Eu zic sărbători fericite și un călduros la mulți ani și să dea Dumnezeu ca anul care vine măcar să, din punct de vedere al sănătății și după aia să putem să rezolvăm problemele în continuare ale comunei care ne-am dat. Și exact. Vă doresc cu sărbători fericite, Crăciun fericit pentru toți consilierii și cu ocazia mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat și la mulți ani pentru toți cetățenii al comunei din Meșfăcet. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és egy áldott, békés, boldog új évet. Köszönöm szépen! Acestea fiind spuse, declar ședința închisă. Mulțumesc mult!